Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 38 de grade azi în București. Numai? Mhm. Chiar începe super să se răcorească. Băi, simt da, mai bine, da. Adică eu am văzut și 43 și 44 pe bord. Ce-o fi cu vremea asta mâine de sărăcești așa? Pui mine în Elohan oracu. Trebuie să-l sunăm pe Silviu să-l întrebăm. Bă, a venit... Domnul Silviu. Domnul Silviu. Altfel, domnul Nicușor Dan, da, matematician la origine, propune răcirea apartamentelor în timpul caniculei prin pomparea de apă rece în calorifere. Deci ca iarna. Cum e iarna? A fost la Euronews România un interviu și, mă rog, a spus că asta e o idee. Băi, sincer, adică funcționează în principiu. Nu știu cât costă. Da, mai e o variantă, ar putea să ningă. Da, mă rog, încă nu. Nu mai ninge, viața noastră nu mai ninge. Nu mai ninge București nici iarna. S-a terminat. Dar sunt curios dacă o să fie subvenționată gigacaloria și pe rece. Că iarna e subvenționată gigacaloria pe rece. Da? O să fie și vara subvenționată? Da, nu știm. Fizicamente vorbind, Luca se gândește, funcționează. Nu, sigur e că funcționează, căldură. Dar nu știu cum poți să aduci apă atât de rece pe magistrale. Ui, de undeva, unde e rece? Dâmpuț. Da, ar veni. Da, din Dâmbovița de la munte. Dar ideea e că nu știu dacă reușește să se mențină la temperatura aia, știi? Păi ca și apa caldă, apa rece o să vină și ea călâie. Da, nici... asta da, zic. Exact. Dacă vine călâie, nu mai are haz. Nici apa caldă n-are nu își menține temperatura chiar deloc în București. Absolut, asta zic, dar ajunge la o temperatură rezonabilă pentru a-ți face treaba cu ea. În schimb, asta rece ar trebui să vină rece-rece ca rece, să aibă... Rece. La câte rece, țevi, rece, la câte țevi se schimbă în București și cum arată asfaltul prin București, eu cred că pun duble țevi, unele pentru caldă, unele pentru rece. Da, să știi. Ce să... A zis, deci a fost la Euronews și a spus că nu vrea să-și asume în momentul ăsta un termen, deoarece proiectul se află în etapa de idee. Am încheiat citat. Deci a visat. Etapa de idee. S-a culcat liniștit într-o seară și a visat. Eu cred că în noiembrie își asumă proiectul capul, panare, nicio treabă. Altfel, să știți că înțeleg că există deja sistem de răcire centralizat în capitala Austriei, în Viena. Acolo e frig și vara. Asta. Crezi că așa au reușit? De câțiva ani, de 4 ani, e un sistem care răcește birouri, hoteluri, magazine și apartamente cu apa din Dunăre, scriu colegii de la Actual 24. Putere de 15 MW, mă rog, aici cu puterea am unele îndoieli, centru de răcire centralizată Schwimmring poate înlocui echivalentul la 6.000 de unități de aer condiționat, dar emite cu 50% mai puțin CO2 decât acestea și consumă cu 70% mai puțin energie. Asta e viitorul. Deci ideea este, la noi, viitorul noi avem deja de multă vreme. Stai cu pompata pe rece în calorifere. Eu acum am aprind cum ne face Occidentul. Austriecii ăștia sunt răi, ne-au luat, nu ne dau nici Schengen, ne-au luat așa și petrolul și așa mai departe. Da, corect, corect. Și apa aia rece din Dunăre care ne pleca de acolo, și... ne iau apa rece și ne băga apă caldă. Exact. Bă. La noi ajunge apă caldă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.